Partidul Socialiștilor va iniția mai multe acțiuni pentru depășirea blocajului politic și a crizei pandemice. Acestea urmând să fie aplicate în Parlament, dar și prin intermediul instituțiilor constituționale naționale și internaționale. Este decizia luată de executivul politic al formațiunii, a anunțat liderul socialiștilor Igor Dodon. Potrivit deciziei executivului politic al PSRM, într-un stat parlamentar, rolul legislativului în depășirea blocajelor și gestionarea situațiilor de criză trebuie să fie decisiv. Astfel, deputații socialiști vor intensifica zilele următoare comunicarea cu fracțiunile din Parlament pentru a găsi o soluție politică eficientă care să asigure o bună gestionare a crizei pandemice. Deja s-au făcut progrese considerabile în dialogul avut până acum cu partidele și avem certitudinea că se poate găsi compromisul politic necesar pentru a sprijini instalarea unui guvern funcțional care să scoată țara din această criză, se spune în mesajul liderului PSRM. Totodată, Partidul Socialiștilor rămâne ferm pe poziția de a susține un cabinet în frunte cu Mariana Durleșteanu, candidatul propus de majoritatea politică formată la nivelul Parlamentului pe 11 februarie. Formațiunea va iniția noi acțiuni zilele următoare pentru a asigura desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. PSRM este gata să discute și alte soluții propuse de celelalte fracțiuni parlamentare, dar și să participe la un dialog constructiv cu președintele țării, mai declară Igor Dodon. În acest context, pentru a evita escaladarea crizei politice, PSRM va iniția mai multe acțiuni juridice care să depășească blocajul din partea președintelui țării, să readucă procesele politice în câmpul constituțional și să determine instituția prezidențială să respecte hotărârile Curții Constituționale. Printre aceste acțiuni vor fi inițierea unor proceduri prevăzute de legea supremă, adresări la Curtea Constituțională, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. Executivul politic al Partidului Socialiștilor a reiterat că acest parlament trebuie dizolvat și organizat alegeri legislative anticipate. Însă exercițiul va fi posibil doar după stabilizarea situației epidemiologice, asigurarea cu vaccin anticovid a populației pentru a evita creșterea numărului de îmbolnăviri în urma întâlnirilor electorale și prezența la secțiile de votare. De asemenea, pentru declanșarea alegerilor anticipate se impune respectarea procedurilor constituționale, ori acțiunile anticonstituționale ale președintelui Maia Sandu au compromis procesul politic care ar fi dus la anticipate, concluzionează Igor Dodon. Partidul Socialiștilor este cel mai reprezentativ în actuala legislatură a Parlamentului. Fracțiunea PSRM numără 37 de deputați.